De ce sunt nemulțumite ONG-urile din domeniul dumneavoastră? Organizațiile neguvernamentale care lucrează cu persoane cu dizabilități, suntem nemulțumiți că vor dispărea unitățile protejate, care în România cred că undeva la 700.000 de oameni cu dizabilități lucrează și pot să aducă plus valoare societății, iar din cauza ordonanței vor dispărea aceste locuri de muncă, iar pentru o persoană cu handicap este foarte greu să-și găsească un loc de muncă. Mâine ne adunăm la București să protestăm împotriva acestei ordonanțe care sperăm noi să nu intre în vigoare de la 1 septembrie și încercăm să tragem un semnal de alarmă. Sincer să fiu, nu cred că sunt foarte, foarte multe șanse, pentru că se durește colectare la bugetul de stat și atunci cred că chestiunea asta este foarte bine gândită, să aducă bani la bugetul de stat, dar noi trebuie să protestăm pentru că nu se poate. Este vorba de soarta unor oameni cu handicap care de bine de rău un loc de muncă într-o unitate protejată, unde un om care este în scaun cu rotile poate să stea să lipească un timbru. Acel om care poate are un sindrom Down sau poate are dizabilitate, foarte greu se va integra și va găsi un alt loc de muncă.